Se respinge ca neîntemeiată cererea lui Vladislav Hlibincea privind retragerea în parte a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 21 mai 2024. Se revocă hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 21 mai 2024 privind admisibilitatea dosarului candidatului la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Vladislav Hlibincea. Se declară admisibil dosarul candidatului la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Vladislav Hlibincea. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile. Copia prezentei hotărâri se remite spre informare persoanei vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. Stimați membri, cine este pentru a adopta hotărârea respectivă, vă rog să votăm. Cu 8 voturi pro și 0 voturi împotrivă, plenul CSM adoptă hotărârea conform proiectului menționat. Pentru public, Consiliul Superior al Magistraturii, dar și persoana vizată, candidatul vizat, Consiliul Superior al Magistraturii explică succint soluția respectivă, deci cererea înaintată de candidatul Vladislav Hlibincea, prin care se solicită retragerea actului administrativ, individual, ilegal, este una neîntemeiată, ori Consiliul Superior al Magistraturii a constatat că hotărârea din 21 mai 2024 este una perfect legală. Ori, potrivit articolul 143 al 2 din Codul Administrativ, legalitatea se verifică reieșind din situația care exista la data emiterii actului administrativ. Atunci, la acea dată, candidatul nu prezentase încă un certificat medical valabil din care să ateste întrunirea condițiilor pentru a candida la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. De aceea, Consiliul la acea dată perfect legal a emis acea hotărâre. Totuși, Consiliul Superior al Magistraturii a constatat în ședința de astăzi că potrivit articolului 69 alineat 1 din Codul Administrativ și articolul 170 alineat 5-6 din Codul Administrativ raportate la prevederile Codului Administrativ care reglementează revocarea unui act administrativ, Consiliul Superior al Magistraturii ca autoritate care exercită activitatea administrativă este în drept și din oficiu să dispună revocarea unui act administrativ, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege. Astăzi, Consiliul a avut în față un certificat medical care exista inclusiv la data la care candidatul trebuia să-l prezinte Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii a reieșit inclusiv din situația că candidatul a menționat că este incertă pentru dumnealui situația legată de trecerea controlului medical respectiv și dumnealui a așteptat să fie invitat de către comisie pentru a trece această evaluare medicală. Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a fost convins de faptul că anterior, când dumnealui a participat într-un concurs, inclusiv candidatul la funcția de procuror general, această procedură de evaluare medicală sau de control medical a fost efectuată cumva centralizat, dumnealui nu a ridicat îndreptare de la Consiliul Superior al Procurorilor atunci, Consiliul Superior al Procurorilor a expediat-o în adresa comisiei. La fel, toate acestea raportate la norma din regulament privind selecția judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție, care nu reglementează expres că candidatul trebuie să vină personal să ridice aceste îndreptări, au fost suficiente pentru a constata că, de fapt, candidatul are un certificat medical și îl avea și la data la care el trebuia să îl prezinte, doar că nu a fost prezentat Consiliului Superior al Magistraturii din eroare. În asemenea condiții, rămân cele două recomandări, și chiar dacă ele nu au fost prezentate, acele recomandări, în interiorul termenului care a fost stabilit de către Consiliul Superior al Magistraturii, candidatul tot s-a conformat, el le-a prezentat ulterior, iar excluderea unui candidat pe un asemenea motiv
Consiliul Superior al Magistraturii a constatat, folosindu-se de dreptul discreționar care este, este prevăzut și este atribuit membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv din perspectiva codului administrativ, că aceasta ar fi inechitabil și în condițiile respective un asemenea motiv nu ar trebui să ducă la descalificare sau la inadmisibilitatea pentru următoarea etapă. Și pentru a evita orice formalism excesiv, Consiliul Superior al Magistraturii din oficiu a dispus revocarea actului administrativ. Hotărârea o să fie motivată și o să fie plasat pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii în ordinea stabilită și în termenul stabilit.